Foarte mulți dintre voi mi-au spus, băi Mihai, hai odată cu setările de optimizare, hai odată cât mai repede. Băi, videoclipul ăsta o să fie ceva mai special pentru că o să vă arăt cum puteți să aveți mai multe FPS-uri în jocuri, să vi se miște sistemul de operare mult, mult mai rapid, indiferent de orice joc vă jucați. Deci nu are treabă cu SAMP-ul, pe de-o parte are, dar nici nu are. Adică eu, spre exemplu, dacă era să nu fac setările pe care o să vi le prezint vouă în videoclipul acesta și în celelalte părți ce vor mai urma, pentru că n-am o să vi le prezint pe toate în acest videoclip, nu aveam atât de multe FPS-uri și nu se mișca atât de bine. Băi, mai exact o să vă arăt niște setări care să vă reducă din consumul excesiv de Windows 10/11. Eu am Windows 11, apropo, nu am 10. Și vă recomand și vouă dacă vreți. Foarte mult zic că bă, dar nu merge bine, că nu știu ce, că probleme și chestii de genul. Băi, nu. Vă zice fratele vostru că se mișcă bombă rău de tot Windows 11 și este, vă recomand, adică dacă vă recomandă fratele vostru, o să fiți foarte, foarte mulțumiți dacă o să-l băgați. Nu știu ce probleme aveți voi, dar eu îl folosesc de vreo câteva luni și este bombă rău de tot. Ok, haideți să trecem la setările pe care o să vi le arăt. Poate le știți, poate nu. Majoritatea am văzut că nu aveți setări de genul, dar care le aveți, asta este mai mult celor ce n-au setările pe care vi le voi prezenta în videoclipul ce urmează. Băi, prima chestie ar fi, veniți aici în MyPC, click dreapta, mai multe proprietăți. Eu am Windows 11, v-am spus, adică o să fie diferență. O să vă duc aici, dăm la setări de sistem avansate. Ne-a adus aici, iar după o să dăm pe setări, o să dăm pe reglare pentru funcționarea ultimă, adjust for best performance. Vezi că ai puțină engleză pe la colțul gurii, stai cu minte, frate, mi-o vorbim în română, nu mă la performance, cei care aveți pe engleză, o să vă apară, în fine, este a treia căsuță. Vă recomand să o dați pe asta, să se vor debifa toate astea, apply, ok, și cam atât este cu primul pas. Dați aici pe setări la pornire și recuperare, dați aici și trebuie să aveți timp de afișare 3 secunde, timp pentru afișare opțiune, exact cum am eu aici, așa trebuie să aveți și voi, exact la fel. Ok, după dăm apply, ok peste tot, tot la fel, venim aici în taskbar, ne ducem la setări, aici o să fie o parte mult, mult mai interesantă, ne ducem prima dată la notificări, dezactivați-vă de aici notificările, bam, pentru că nu aveți nevoie de ele, adică vă spun eu. După ne ducem înapoi tot la sistem, aici la ecran și repaus, dați niciodată la toate, stați că era una cu power options, ne ducem la alegeți un plan de alimentare și veniți aici și dați pe performanță înaltă, deci schimbați din echilibrat, recomandat, duceți-vă aici, dați la modificare plan și trebuie să aveți exact cum am eu. Creare plan de alimentare, puteți să dați și aici alegeți performanță înaltă și o să fie totul foarte, foarte bine, faceți exact cum am eu. Ne ducem tot la sistem aici, la setări, mergem la multitasking, dezactivăm totul categoric, ne ducem aici la personalizare, dăm la culori, efecte transparență dezactivate, deci să nu fie activat pentru că vă consumă foarte, foarte mult și este complet inutil. După ne ducem la fel înapoi. Ecran de blocare, alegeți o imagine ecranului pe blocat să fie deconectare, debifăm și asta. Acolo vă puneți voi, bineînțeles, ce imagine vreți. La start, aici trebuie să fie bifată, aici debifată. Ne ducem la sistemul configurații, musă config, scrieți aici musă config. O să vi se deschidă asta, vă duceți la startup, open task manager, aici la pornire vă selectați doar programele de care aveți nevoie, deci nu bifați și nu lăsați activ orice alt program pentru că va porni odată cu Windows-ul și va fi un dezastru total, deci vă recomand să vă puneți doar astea, spre exemplu Memreduct, asta este o aplicație de care poate vom vorbi într-un alt videoclip, star modul, adică print screen-ul, gen. Ok, și celelalte le-am dezactivat pentru că nu am nevoie de ele. Ne ducem la boot, trebuie să bifați no guy boot. Aici timeout, trebuie să selectați pe 3 secunde dacă aveți un PC puțin mai bun, dacă aveți unul mai slăbuț 5 secunde. După ne ducem la advanced options, bifăm number of processor și dăm pe 8. După revenind aici la setări, ne ducem pe aplicații, hărți, ne ducem pe hărți online, aici dezactivăm tot, absolut tot, să nu fie nimic activat, că nu aveți voi nevoie de lucrurile astea, adică vă zic eu. Aici la pornire, la fel, cum v-am zis mai devreme din task manager de acolo, puteți să le debifați și de aici, tot ce trebuie și ce considerați voi, adică vă zic eu că mai bine le dezactivați pe toate, că nu aveți nevoie deloc. Mergem aici la jocuri, Xbox Game Bar, debifăm pentru că nu aveți nevoie de, la fel la capturi, nu, de fapt aici nu avem ce să debifăm, și aici modul de joc, la fel debifat,
exact cum am făcut eu acum. Păi, ultimul pas din acest tutorial ar fi să veniți pe acest link. O să aveți acest link în descriere de la Windows 10 de Blender. Dați aici pe cod download zip și o să vi se descarce această arhivă. Dezactivați, luați share-ul, noi îl avem aici. Dublu click pe el, o să dați pe acest fișier, dați click dreapta, run with PowerShell. După o să ni se încarce aici, după dăm click pe al doilea, tot la fel, run PowerShell. Așteptăm puțin aici, o să se încarce pe el și face nebuniile. Și aici avem toate opțiunile, remove all bloodware. Aici o să ni se dea remove la toate, nu știu ce este ăsta, doar că vă zic eu că vă ajută. Că le-am mai făcut odată setările astea, le-am mai luat și eu de la alte persoane și m-au ajutat. Și m-au ajutat în continuare foarte, foarte mult. După dăm la fel și pe a doua, aici o să fac, eu nu o să mai dau că nu are rost. Cortana, disable că nu vă trebuie. Edge, PDF, disable, dark theme, enable dacă vreți și dacă aveți probleme cu ochii să fie totul alb. Aici install OneDrive că nu o să aveți nevoie nici de ăsta. Unpin titles. Ok, deci își face el pe aici nebunile. Vedeți și voi pe acolo, aveți mare grijă. Oricum nu are cum să vă afecteze în vreun fel cu acest debloader, doar că vă va ajuta enorm de mult. Eu am mai făcut odată lucrurile astea. Finish all task. Pac, apăsăm orice tasă să uităm direct de aici și cam aia a fost. La fel faceți și cu ultimul. Eu nu o să-i mai dau pentru că o să înceapă el să-și facă toate nebunile. Vă recomand, luați aplicația, intrați și rulați toate astea 3 pentru că o să vă dezactiveze din foarte multe chestii care vă ia din resursele calculatorului. Băi, cam ăsta a fost videoclipul. Dacă v-am ajutat, nu uitați să dați și voi acolo un like și un subscribe. Și dacă mai vreți să continui cu lucruri de genul, să mai diversificăm puțin contentul, chiar m-aș bucura dacă ați lăsat acolo un feedback în comentarii. V-am pupat, băieți. Noi ne auzim la următorul videoclip. Re!